Știu precis că Ieralov a plecat în Statele Unite ale Americii. Apropo, asta noapte mi-a venit informația că la intrare în SUA Ieralov a fost reținut, dar nu este verificat. Nu, adică trebuie să mai dau niște numere de telefoane că, și după asta a să ies poate și cu niște detalii mai târziu. Dar sigur a plecat în SUA cineva foarte influent din Statele Unite ale Americii, deci n-am aflat de la oameni de afaceri sau asta. Deci s-a pronunțat asta noapte cuiva și persoana care a aflat m-a telefonat că Ieralov ar fi fost reținut. Șor încearcă, toți oamenii lui știu că el este pe loc în țară, dar am înțeles că e plecat, este stabilit în Israel. Dar cel mai interesant, toți șmecherii ăștia, spre exemplu, la Sergei Ieralov, care se ocupau cu judecători, procurori și așa mai departe, nici democrații nu-i găsesc. Vă dați seama că toți au început să ascunde, nu, oamenii au văzut că stăpânii îți plecați și și să rămâi aici, că mâini pe mâini o să fie și ieri ținut. Vă dați seama că mușcă n-a să iasă toate dosarele astea și țin direct de răfuială politică. Apoi oamenii ăștia să meargă la pușcărie, că vă dați seama, era grup de oameni care dădeau instrucții, judecătoria, centru, ciocana și așa mai departe. Și oamenii ăștia când azi au dispărut, apoi vă dați seama că au pus în situații chiar și conducerea Partidului Democrat, cu doar vă dați seama că nu vorbea plahotniu cu judecătorii personal sau cu procurorii. Deci erau oameni care răspuneau și din momentul cu oamenii ăștia au dispărut, ieri mă uit că am fost la Grigorciuc la judecată și eu vedem după ochi și judecătorul și procurorul nu știu ce să facă. Adică ei știu ce să facă, că omul trebuie liberat, că pentru o palmă ori două, ce și au făcut cu băietul ăsta, nu, este urât de tot. Și până la urmă, oricum, l-au lăsat liber. Da, e la arest la domiciliu. Dacă nu era sârbu, care cred că tot cunoaște toți judecătorii, ca și alți deputați Lipedeu, eu cred că chiar avea să fie Grigorciuc liber.